v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Adina Martinescu, gazda emisiunii Despre Tine, la Teranova TV. Despre Tine îți oferă un cadru plăcut, unde vii și ne vorbești despre tine, despre misiunea ta, despre pasiunile tale și despre tot ceea ce ești. În această seară, invitata mea este Anca Elena Alecu. Anca este terapeut Bowen și Theta Healing, facilitator constelații familiale cu persoane, obiecte simbolice și cu povești. La bază este fizician medical și este într-o continuă căutare și dezvoltare a abilităților de dezvoltare personală care să îi permită să dăruiască mai departe din cunoașterea dobândită și să transforme prin tot ceea ce a învățat ea oamenii. Se consideră o fire luptătoare, veselă și ca în orice situație vede o soluție și știe că totul este posibil. Misiunea sa este să ghideze femeile să-și descopere blocajele emoționale prin constelații familiale ca să poată face pace cu cei implicați și să-și trăiască propriul destin. În această seară, alături de Anca Elena Alecu, mi-am propus să vorbesc despre constelații familiale cu arhetipuri. Anca Elena Alecu, bine ai venit alături de noi în studio Teranova TV. Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. O plăcere să fiu aici. Cu mult drag. Pentru cei de acasă, pentru cei care n-au ajuns încă să te cunoască, dar și pentru mine, aș vrea să ne spui cine este în esență omul Anca Elena Alecu. În esență și ca origine sunt o fată din Botoșani care la un moment dat a ajuns aici în facultate, la fizică, iubind fizica, dar astăzi viața m-a dus în altă parte și sunt terapeut. Și cumva căutările mele în domeniul ăsta au început de mică, doar că generațiile de atunci, ca și părinți, aveau alte abilități de a susține copiii, adică mai puțin a susține, și acele daruri și acele abilități de a face au fost puse într-o cutie. Și când am ajuns mai mare, mi-am dat voie să le scot, dar de fapt viața m-a pus în situația să le scot și să caut instrumente pentru a găsi rezolvare pentru anumite probleme de sănătate sau ce situație eram eu acolo. Și apoi m-a dus viața în alte situații în care erau copiii mei și mi-au venit ca profesor și a fost necesar să găsesc soluții. Deci dacă ar fi să sumarizez, Anca este un căutător în cunoaștere, este mamă, da, și este un terapeut minunat pentru sufletele oamenilor. Exact. Și chiar chestia asta cu a fi un terapeut minunat, mi-a adus-o la fileu așa, am primit-o acum vreo 6 ani când stăteam în Cluj și m-am dus să găsesc niște răspunsuri pentru băiețelul meu abia născut atunci și când am intrat la respectiva persoană în cabinet, a început să zâmbească. În fine, ea făcea terapii cu îngeri și mi-a zis, am întrebat-o de fapt, de ce zâmbești? Că am venit cu o treabă serioasă aici. Da. Trebuie să asum rolul acesta de a crește copilul acesta și l-a ajuta să fie cum e mai bine. Și mi-a zis, îngerii mei spun așa, că pe ușa a intrat un bun terapeut, Bowen, Theta Healing și multe altele. Și am zis, ok, bine. Și uite că când am terminat și am finalizat, adică cumva am văzut diplomele alea, dar deja mă simțeam că sunt, mi-am amintit asta și de ce frumos că mi s-a mai reamintit încă o dată prin tine, prin un alt om, că sunt unde sunt și e ok unde sunt. Da, uite, este minunat că eu chiar urma să te întreb care a fost parcursul tău până la a ajunge să fii omul care ești astăzi și într-un fel tu mi-ai preîntâmpinat întrebarea, da, și deja ai început să-mi împărtășești din ceea ce ești tu. Dacă ar fi să intrăm un pic mai în profunzime, care a fost acel declic care te-a făcut să dorești să fii terapeut holistic? Că, în principiu asta ești, tu înglobezi mai multe tipuri de terapii. Spuneai de terapia cu îngeri, acum vorbim și de partea de constelații familiale și nu orice fel de constelații, o să vedem imediat, cu arhetipuri. Ce te-a făcut să-ți dorești să treci de la fizician medical în zona de terapii complementare? Ceea ce m-a făcut să trec în zona asta a fost efectiv experiențele în care m-a dus viața. Adică m-a dus în situații în care m-am trezit sau am primit niște diagnosticuri medicale care se duceau într-o niște zone sumbre, dar chestia asta eu am avut-o de mică, că mai este altceva dincolo, adică este și dincolo de asta o soluție. Și ceva așa m-a ghidat că e necesar să găsesc versiunea și variantele cele mai bune care să aplice pe mine. Pe lângă faptul că din punct de vedere medical toată lumea îmi spunea că
pe o niște de aia, un 5% pe nu știu une, care nu reacționează în mod normal la nimic ce mi se dă și cumva o dau așa și în râs, pentru că partea asta cu râsul m-a ajutat foarte mult în tot procesul. Adică, chiar dacă ne simt, chiar dacă zicea că mâine se întâmplă, eu ziceam, ok, bine, hai să râdem. Vor veni soluții, pentru că ducându-mă prin râs în altă vibrație, găseam alte versiuni. Apoi când a venit minunea cea mare, fica mea, Maria Elena Rafaela, am văzut-o într-un context în care era pliată pe un scenariu pe care l-am avut în copilărie. Adică tot ce era cu șite, bronșite, bronșoline și alte povești, le făcea la fel ca și mine. Și cumva când am văzut și pe foaia ei că se duce într-un diagnostic de AS, ca și mine, da, am zis că ok, nu. De ce să fie pliată pe destinul meu când ea a venit să facă cu totul altceva? Și poți să zici și să declar și îi mulțumesc pe calea asta fiicei mele, care 10 ani acum și înțelege, că a venit ca și profesor. Și împreună cu ea am făcut pași și pași, am fost ca și beneficiar al terapiei și apoi am zis, ok, pot să fac și eu asta, în primul rând ca prim beneficiar copilul meu și pe mine indirect. Și apoi când a venit minunea a doua, s-a și mai amplificat, am dus lucrurile la alt nivel, pentru că el a venit în altă sferă, cu altă vibrație și avea nevoie de alte instrumente. Și apoi când mi-au intrat în viață constelațiile, a fost revelator pentru mine și în momentul acela am zis, ok, voi face tot ce ține de mine pe partea asta, pentru că m-am văzut în toate ipostazele mele, care am fost până la vârsta respectivă, prin cei care mă reprezentau sau îmi reprezentau părinții. Adică a fost impactant și am și un pic emoții pe partea asta să-mi văd mama, deși era plecată de la vârsta de 20 și ceva de ani din viața mea, să văd persoana din fața mea că plânge ca ea, că are aceeași mimică, că parcă vorbește cum vorbea ea. Și mi-am dat seama că deși am făcut atât de multe chestii și am avut un parcurs, toate m-au ajutat să ajung la nivelul ăsta pentru a înțelege și să-mi dau seama că toate acestea au fost doar pregătitoare pentru acest moment al constelațiilor, când pot să-mi procesez cu adevărat perioada dolului când a murit mama. Că am făcut tot ce am știut, am învățat, dar momentul acela a fost wow și cumva am zis, ok, de mână cu mine, mergeți de acum acest domeniu. Ce frumoasă poveste de viață și mă bucur că, uite, m-ai adus în discuție și pe copiii tăi și pe mama ta. Deci, în constelații știu că se pune foarte mult accent pe acest arbore genealogic, dacă pot să spun așa, pe origini. Pe toată moștenirea aceasta care o primești din spate de la strămoșii. Moștenirea genetică, sau neapărat. Genetică, emoțională, vibrațională, comportamentală, adică toate elementele alea care cei din urma ta, ca și persoană, le-au folosit pentru a ajunge mai departe, pentru a supraviețui. Da. Tu le-ai moștenit, le-ai primit, pentru că lor le-a folosit și au zis, ok, asta e necesar să o notăm aici în cartea noastră a neamului, că și ceilalți o vor folosi. Și poate și chestiile astea se văd în constelații, că s-ar putea unele chestii care le manifest și le faci în viața ta nu mai sunt de folos, pentru că nu se pliază pe aceleași vremuri. Da. Și uite, ai o ocazie minunată să le lași în spate, să le lași în urmă, să le înapoiezi. Poate să vină și întrebarea asta, păi dacă le dau nu înseamnă că îmi împovărez mama? Nu, îmi faci un mega extra bine, pentru că din iubire le-ai luat și ți-au fost dăruite de acolo și din iubire poți lua doar ce ți este ție de folos. Și asta... Tot auzim că dacă copilul se vindecă și mama sau își vindecă mama. Copilul, nu? Se vindecă prin mamă. Copilul manifestă de obicei, eu le zic așa, scenaritele mamei. Tot ce nu și-a rezolvat mama sau nu și-a dat timp și voie să-și le facă, copilul le înturnește pe toate. Toate butoanele din pomul de Crăciun sunt pe copil. Iar el are, eu mă uit la fiul meu care și o să vorbim acum și de arhetipuri și o să vedem de ce are o inteligență de asta emoțională, că te trezești câteodată cu niște întrebări care zici, Doamne, dar de unde le-a luat, de unde a venit, de la ce are cu mine? Dar efectiv, în acea chestie, acea micuță frustrare, chestie care te deranjează, el ți-a păsat-o, pentru că el vrea să mergi mai sus, vrea să te upgradezi și pe tine să evoluezi. Și eu, ca în ședințele mele cu cei cu care lucrez, le spun, ce moștenire mai grozavă poți să-i lași copilului tău decât faptul că tu ți-ai rezolvat problemuțele tale, ca să nu zicem belele, și pe el să-l lași să ducă, să-și trăiască viața, nu să
eventual pe la 40 de ani se întrebe, ok, eu vreau să fiu altceva, dar acum sunt nu știu ce, ca să nu zic vreo, să facem discriminare la profesie. Mm-hmm. Și cumva nu se poate bucura de viață pentru că de fapt trăiește viața acuma. Mm-hmm. Uite, vorbeam de arhetipuri și de constelații familiale prin arhetipuri. Eu de constelații familiale am mai auzit, dar de constelații familiale cu arhetipuri recunosc că e un domeniu nou și aș vrea să aflăm mai multe astăzi prin intermediul tău. Există vreo deosebire sau sunt practic o ramură? Constelațiile familiale cu arhetipuri sunt o ramură din constelațiile familiale de bază, unde primești probabil sunt, o cunoaștere de bază. Pot fi considerate că sunt la alt nivel. Așa. Cumva când intre într-o constelație sau faci o constelație, te familiarizezi dacă n-ai citit sau chestii de astea. Dar sunt momente în cadrul unei constelații în care apar cumva, se dau semnale că sunt chestii mai de finețe, sunt în plus. Și tot se bate moneda pe relația cu părinții, cu copiii și așa mai departe, pentru că relația cu copiii tăi, de fapt, cu relația ta cu tine din perioada lor. Și din perioada aia, dacă a fost scântei, să zicem, și lucrurile nu au fost chiar așa pe roz, copilașul vine să te ajute să ți le rezolvi. Arhetipurile astea, mie mi se par magice, nu neapărat că le fac eu, dar sunt magice pentru că și impactul când am făcut cu ele a fost wow. În sensul că ele nu le-am descoperit eu peste noapte. Ele sunt în general 12 arhetipuri care ne influențează. Și în funcție de la vârsta care suntem, ca și vârstă biologică, le accesăm în acea perioadă. Dar asta nu înseamnă că pe cele dinainte sau cele din fața vârstei în care suntem acum nu le putem accesa. Am înțeles. Dăm câteva exemple. Care sunt aceste tipuri de arhetipuri? Avem, că sunt 12. Așa. Avem la exemple. Important e de știut că aceste arhetipuri se activează din 7 în 7 ani. Da. Și trecem dintr-o perioadă în alta. Acum vine un pic retoric așa sau o glumă faptul că la o anumită perioadă din viață, pe bărbația, intră într-o perioadă aia de criză a vârstei de 42-40 de ani, da? Acela, de fapt, intră într-un arhetip corespunzător acelei perioade. Dai să o luăm de la bază, de la zero. Da. Cumva primul arhetip, că tot am vorbit de copii, este arhetipul nevinovatului și are ca perioadă 0-7 ani. Deci când sunt minunele astea mici, așa, fiind pe lume, fără dicționar, fără chestie de ce să fac cu el. Da? Și în această perioadă, noi ca părinți, că devenim ca un fel de Dumnezeu pentru copii, e necesar să le predăm referințe, să le predăm iubirea. Noi suntem ca și părinți persoanele de cea mai mare încredere a copilor și exact în acest arhetip se plantează încrederea. Pentru că crede orice îi spui. Dacă poți să-i spui că e laptele negru, el te crede până când va veni momentul și vârsta în care se va duce în alt arhetip și va zice, ok, nu-i chiar cum zice mama și tata, dar au avut și ei dreptate acolo. Sau bunicii, că și mulți bunicii. Copii sunt crescuți de bunici. Până da, la dar arhetipul rămâne același, că e aceeași perioadă. Și e foarte important, indiferent care este persoana care subsite rolul de părinte, ca să zicem la general, această perioadă este pentru încredere. Și arhetipul nevinovatului este copilașul fără filtru. Sincer, pur, nu critic. El îți spune că nu stă bine rochia asta pentru că el așa te vede acolo. Că nu, tu ca adult o iei cam personal. Da, da. Și mă, e poate arhetipul așa? Adevărului, dacă pot să spun așa. Dar fiecare arhetip e necesar de punctat, are calități, cumva se zice, părți de lumină și umbră, defecte. Da. Și foarte important în viață că datorită mediului în care ai trăit, ce ți s-a dat din spate ca moștenire, ce ai învățat în familia ta, sunt unele lucruri care le păstrezi și poți să le lași. Dar ca adult, când ajungi la un moment dat, la 40-45 de ani, nu poți să dai vină tot timpul că mama, că tata, că adres, că mi-a făcut, că ești vinovat. Nu, ești adult și în viața ta tu iei deciziile. Da, îți mai vin niște chestii pe la spate, te mai trag așa ca niște corzi, știi? Dar acolo la telecomandă ești tu. Există un arhetip al asumării? Fiecare arhetip are o asumare, dar asumarea completă vine la un arhetip aproape de cel mai numărul 11, așa, arhetipul înțeleptului, care știe din start că știe partea de lumină, adică calitățile, da? Și că vreau să dau mai departe și mi-asum. Dar văd și acele calități care sunt la mine și în ceilalți, le văd valoarea și le-o spun. Bun, deci am vorbit de primul nevinovat, arhetip. 0-7. Da. Ok, este necesar să punctăm și părțile de umbră. Că la toți ne place pe pozitiv, pe frumos, dar ne luăm palme de pe partea asta în altă.
Pe partea cealaltă, dacă nu are încrederea sădită, se cuplează la aceste părți de defecte și nu mai are încredere. Da. Nu mai este, devine dependent de părinți și aici și are cumva rădăcina, rana de abandon. Uh-huh. Și în constelații, când te duci frumos și pui acest arhetip, de faci, faci pace cu acele versiuni ale copilului tău interior, pe care din versiunile acestui copil interior, nevinovatul este unul. Primul dintre următorul arhetip, care vine de la 7 la 14 ani, da, este arhetipul orfanului. Așa. Și la 7-14 ani ce fac copiii? Merg la școală și e partea asta, sau grădiniță. Partea societății, sau... ce încearcă și devin autonomi. Încearcă, văd că pot să facă lucruri, vor să facă mai mult. Da. Dar aici vine altă parte, că hai că la arhetipul nevinovatului s-a predat încrederea. Și mergem din start că i s-a predat. Da? Da. Aici vine altă nevoie. Nu nevoia aia de că m-am îmbrăcat, că ți-am dat de mâncare, ce ai făcut la școală. Nevoia aia emoțională. Eu ca părinte să-i ascult nevoile copilului meu, să aud ce își dorește, ce vrea, ce cu adevărat vrea. Chiar dacă eu voi duce discuția într-un sens și voi alege până la urmă ce este logic și cumva să-l țină în siguranță din papucii mei de adult. Dar întrebându-i și validându-i acea întrebare, ce-ți dorești și cum ai vrea să facem, ai accesat aceste calități de lumină ale orfanului. Dacă ne ducem în partea cealaltă, da, tracem granița. Și nu îi sunt validate aceste nevoi și încrederea nu este prea acolo pusă bine, se duce în cealaltă parte în care frica de abandon se, da, mărește. Se leagă foarte mult și de cele 5 răni ale sufletului, da, 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 această terapie. Dar aceste, eu aduc aminte de această rană pentru că această rană de abandon are cea mai mare pondere ca și adult. Și cumva ne dă așa pălmuțe toate perioadele ca și vârsta. De exemplu, în localitățile de umbră ale orfanului este sămânța depresiei. Dacă la, adică perioada adultă sau într-o anumită perioadă te confrunți cu această, da, când deja este considerată și boală, da, să zicem, aici, în pe această perioadă, 7-14 ani trebuie să se întoarcă. Și tot așa, un mod minunat de a pune în constelație, să te vezi tu față în față cu tine, cu tine la 14 ani. 7-14 ani. Să, da, te gândești ce anume nu a fost poate în regulă tu te gândești, cu viața ta. Tu sau... te gândești, dar în fața ta persoana care a intrat în rolul copilului care a fost la 7-14 ani, da, după cum spune, după cum face, după cum vorbește, se comportă, tu ai să știi că ești tu. Eu dau un exemplu acum din casă de la mine. Da, sigur, ca când să înțelegem mai ușor. Când am fost în constelație cu arhetipuri, prima dată, așa, nu vici, am zis că așa, nevinovatul meu mergea numai la baie. Tu venea, pleca și zicea, nu știu de, doamnă, se scuza, zicea, nu știu de ce vreau să merg la bară, dar eu știam. Pentru că în acea perioadă mi-era atât de frică de făceam pe, da, mine și la grădiniță și peste tot. După aia la 7-14 ani eram chestia asta tot timpul, eram lăsată singură în casă și cumva mă simțeam abandonată și cum se comporta acea persoană, mă vedeam exact pentru că așa stăteam eu în casă, într-un colțișor acolo ca să mă simt în siguranță. Da. Și de aia punctez pe chestia asta că se vede clar în persoana care e în fața ta și te interpretează pe tine din perspectiva energiei tale că tu ești, n-ai cum să dai greș. După arhetipul orfanului vine războinicul de la 14 la 21. Vedeți, da, că de la perioada de adolescență, la fiecare final de arhetip mai adăugăm 7 ani. Dacă, da, cumva ratez adunările, să știți. Da, da, minunat poate că ați precizat acest lucru. Arhetipul războinicului deja prin denumire are o putere. Este, întruchipează și este arhetipul tatălui. Aici înveți tu ca persoană, că ești băiat, că ești fată, a acționa, a fi determinat și a face, da, pe partea de lumină. Arhetipul tatălui, dar dacă ai în familie un exemplu invers, unde rolurile sunt inversate și mama e acea, păi, forță de putere când, față de tată. Exact cum ai spus, sunt rolurile inversate, da. Și pentru că rolurile sunt inversate, informațiile au ajuns invers. Și tot așa, prin constelație, mama la locul ei, tata la locul ei. Și astfel tu accesezi forța, determinarea și de a face de la tată, da. Iar pe mama o trimiți pe locul ei de mamă, unde este activat arhetipul următor al îngerului pozitor, arhetipul mamei. Că noi zicem, da, sau la mine acasă, la Botoșan de Unăsim, se zice că mama e îngerul pozitor și cât e mama, toate sunt bune și toate se leagă și ai stâlpul și toate așa. Și cumva de aici, din arhetipul războiului, dacă nu, dacă ai un tipar de genul
nu cum ai zis acum, invers, ci este un model de violență sau așa, te conectezi și tu la asta și devii conectat la părțile de umbră ale arhetipului. Dar nu se sperie nimeni, pentru că le poți lăsa pe acestea, le conștientizezi. Uite, tata a fost violent și eu sunt violentă, deși, să zicem, sunt femeie, ca exemplu, în anumite situații. Dar partea asta a războinicului, că, de exemplu, din punctul meu de vedere, dacă a fost necesar să lupt prin anumite chestii, să supraviețuiesc, să trec peste doliu mamei, să trec peste o boală care vreo 12 ani am tot defilat cu ea, până am zis, ok, gata, am terminat și cu tine. Așa a fost necesar să-mi activez acest arhetip la maxim. Și în constelația de care ziceam eu a mea, mi-am văzut războinica obosită, adică ceva de genul spunea, gata, e ok, vreau o pauză, ceva de genul ăsta, trimit-mă și pe mine în Tahiti, nu mă mai trimite pe câmpul de luptă. Și după acest arhetip, cum am precizat, este arhetipul îngerului păzitor al mamei. Ea ne predă blândețea, asculta, avea grijă de ea și de ceilalți, a ne preda iubirea, cum a știut și ea și cum a învățat-o. Deci iubirea o înveți între 14 și 21 de ani? Iubirea o înveți de când te naști, dar în acea perioadă ca arhetip le preiei tu ca femeie și poți da mai departe și devii tu o mamă bună la rândul tău pentru copiii tăi interiori. Da, da. Asta e the tricky, ca să zic așa. Da. Nu neapărat că de momentul când ai ieșit, ai făcut ochișor pe lume, iubirea a început să ți se predea. În ce referință ai vrut să înveți? Că ai venit să vreau să experimentez asta în familia asta. Da. Durerea, suferința asta, iubirea la cote maxime. Da. Dar din orice chestie și din orice experiență ai avut ceva de învățat din perspectiva iubirii. Că și anumite obiceiuri, comportamente sau chestii care sunt în realitatea fiecăruia și le vezi. Că parcă-s ca mama, deși am zis că nu-mi fac ca mama. Da. N-am să-mi cer copiii ca tata, exact ca tata ți-i cerți. Pentru că ai preluat tot din iubire și din fidelitate față de cei din spatele tău, bunici, părinți, străbunici sau pe care îi știi. Sau efectiv a venit caietul predat cu toate notate acolo. Din iubire. Și tot din iubire le poți lăsa. Și tot din iubire poți accesa părțile de lumină acolo unde nu sunt. Da. Dacă ai avut un arhetip al tatălui violent, poți să accesezi partea cealaltă. Dacă tatăl îl vezi pe tatăl tău neavând forță sau cumva a fost așa mai bleguț, cum se zice, sau pe așa, poți să accesezi determinarea și forța din acest arhetip și de la toți cei din spatele lui, din arborele lui, că acolo este tot ce îți dorești, nu mai e necesar să accesezi, să-ți dai voie să accesezi. Și cum faci asta? Cum accesezi? Păi este efectiv pus în cadrul constelației. La început se face o genogramă, o analiză a poveștii care vrei tu să o rezolvi. Da. Se găsesc sincronicități și repetiții și emoții care sunt și aici. Eu mă simt așa, așa s-a simțit și, a făcut și. Și cumva are cade acel căcing, că stai că eu sunt în papucii al cuiva. Asta presupune să-ți cunoști foarte bine și părinții. Chiar să le știi trăirile lor, traumele. Faza este că uneori părinții nu vorbesc cu copiii lucrurile astea. Nu vorbesc cu copiile, dar la undeva la tine au ajuns subiecte. Adică nu-i neapărat să te duci în spate sau să cutreiești jumătate de țară să intri pe acolo. Eu vreau să știu, n-ai voie să intri cu bocanci în istoria și în moștenirea neamului tău, dar la tine la ureche au ajut anumite subiecte. Parcă am auzit, știu. Bunici, de obicei se întâmplă asta. Subiecte din alea tabu. Sunt toate informațiile care le ai despre părinți, bunici, străbunici sau până unde e nivelul, sunt suficiente în momentul acela. Până la urmă este tot de ce, și întrebările care se pun ca să facem legătură cu anumite trăiri, emoții, au sens pentru tine și găsești la un moment dat repetiții sau sincronicități care zicea, băi, dar parcă am uitat de asta. Pentru că se face cadru și conectându-te la câmpul morfologic și dând acces și voie și permisiunea ți-o ceri de la cei din arbore ca energie, primești mai multe informații. Că acolo e toată povestea. Adică mi-e place asta când este și o carte, e povestea ta a început de mult, pentru că a început de mult. De mult. Da, foarte multe probleme se spune că se rezolvă într-adevăr pe linie transgenerațională, pe linie strămoșească, tot auzim asta. Da, deci, pentru că la un moment dat toată lumea stă în rând. Eu am făcut ca așa se face, ca așa se face la noi și la un moment dat vine una sau unul și gata, zice, nu, eu ies din rând. Acea oaie neagră. Da. Și dacă cineva se regăsește că ești cumva de mic, atipic, așa, ești exact
acea oaie neagră care, de fapt, ieșind de rând, rup lanțul de repetiții exact. Și de moșteniri de genul care nu-ți mai aduc beneficii reale în viața ta exact. Și predai mai departe o altă moștenire, nu să zicem curată, dar un pic scuturată de ce nu e nevoie. Sau se spune că oaia neagră poate vindecă, nu întreg da. Arborile genealogice. Păi exact asta face, pentru că știi, toți sunt aliniați așa și la un moment dat este cineva în dreapta sau în stânga. Mm-hmm. Foarte interesant. De-abia aștept să-mi spui următorul arhetip, după vârsta de 21 da, de ani. Da. Acolo intră în arhetipul amantei, așa. Fascinatoare sau fascinatorul, că se aplică pentru ambele variante. Acolo este acea pasiune, acea iubire care o pui unde vrei tu. În relație, în proiecte, în ciorba care o faci acasă, că da. Poate vi s-a întâmplat sau mie una mi s-a întâmplat să fiu un context în care să fac o ciorbă cu ceva legume acolo, dar să o fac cu atâta drag și să dispară că s-a mâncat și alte să fac nu știu ce chestii complicate și amin că acolo a rămas. Așa. Aia e pasiunea de a face, de a pune iubirea picătură cu picătură. Dar cealaltă variantă este gelozia, șantajul. Da. Care se regăsește și în arhetipul îngerului păzitor când se accesează părțile de umbră. Te iubesc dacă faci, dacă mi-arăți, dacă meriți. Te iubesc condiționat. Da, condiționarea în iubire. Mm-hmm. Foarte important, vreau să punctez faptul că fiecare arhetip se completează pe celălalt. Dacă la îngerul păzitor lucrurile scârție, va scârți și la amantă, la acest arhetip, pe partea de umbră. Se cuplează toate una la alta. Dacă nu am încredere și nu mi s-a dat încredere când eram mică, nu am încredere nici mine în relația sau în proiectul sau în job unde sunt. Mm-hmm. De-aia, până la urmă, ca să rezolvăm cei deasupra, ne ducem de tot la... Și această încredere se poate rezolva tot prin constelații. Identifici problema inițială când a apărut în viața ta și lucrezi pe ea până se disipă. Până cât îți dai, eu sunt de părere că se face, se transformă, cât îți dai tu voie să faci lucrul ăsta. Da, sau cât îți este permis la momentul respectiv. Îți este permis și ești pregătit. Că, de exemplu, poți să faci, vrei să faci multe lucruri, dar nu ai abilitățile sau nu ai încă capacitatea și ca să le duci să vezi transformarea dincolo de acest zid. De aici intervine foarte mult frica. Mi-e frică să. Dar dacă te uiți în spatele fricii, este... Doar să accesezi, să-ți dai voie. Da, minunat. Și după vârsta de 28 de ani, după 21-28 de ani vine alt arhetip al căutătorului. Da. În care începi să cauți, vrei să ajungi să faci elemente de și acțiuni care te împlinesc, ți aduc bucurie. Nu mai refuz cumva la nivel de suflet să mai mergi pe tiparele normale. Perioada de evoluție, de dezvoltare personală. De... Dacă îți dai voie și să... Cumva noi suntem acum într-un context în care tu, dacă până acum n-ai făcut nimic, vei face, că e dinamica și tot majoritatea să... să schimbi ceva în viața ceva. Ta. Ceva, cât de mic. Dacă nu le vei schimba, la un moment dat pe toate, ți le pune viața în brațe și nu, zici, acum defilează cu ele, că pe bucățele nu ți-a plăcut. Da. Și de-aia vine acea perioadă în care cauți și, cum am zis, precizat, acea perioadă de criză în care tu cumva vrei, îți dai seama că ajungi la această vârstă și spui, bă, dar eu ce am făcut până acum cu viața mea? Că am profesia aia, nu-mi place, am relația aia, nu mă simt împlinită, copiii ăștia zici că nu știu ce-s cu ei, parcă nu-s ai mei, dau doar în exemple care le-am regăsit în persoanele cu care am lucrat. Și cumva vrei să te resetezi, să te focusezi pe tine. Și de-aia vine acea perioadă în care tu vrei să te regăsești, ceilalți încep să spună, păi da, ești ciudat, dar nu mai ești ca ieri, dar nu mai ești ca altă. Pentru că deja doar decizia de a schimba și a transforma te duce un pic mai sus. Iar dacă tu ți-ai ridicat nivelul energetic, vibrațional, începi să vezi lucrurile altfel, cei cu care vedeau la fel ca tine înainte, ori vor veni după tine, ori vor rămâne în urmă. Da. Și cumva procesul ăsta de a crește, de a evolua, e necesar să fie asumat. Că, na, vine și cu câteva pierderi colaterale, dar spre binele tuturor. Adică, după acest arhetip al căutătorului vine creatorul, prin care vrei să faci lucruri, inovezi, să, cumva să te afirmi, dar nu într-un mod trebuie să demonstrezi. Să... Asta e 35-42. Da. Uh-huh. Și în această perioadă faci chestii, te accesezi anumite lucruri. Le duci la, ai proiecte și le duci la final. Și cumva se adună și oamenii care să faci alta chestia asta. Pe partea cealaltă, ori te duci, ori vrei să fii prea bun, ori te vii superficial,
ori faci lucrurile atât de în ambiție încât vreau, acea persoană a făcut asta, vreau să fac și eu, dar după ce ai terminat nu ai nicio bucurie, vrei să te apuci de altceva, să demonstrezi altceva doar pentru că a făcut altcineva. Nu neapărat că vine de aici, de la nivel din de suflet. Da. Arhetipul care îmi place mie cel mai tare este al magului. Mangului? Magului, magicianului. Pentru că e magie curată și în sensul că ajungi la capacitatea să înțelegi și ce e vizibil și ce este invizibil, adică și lumea de aici, lumea de dincolo. Acele abilități de a simți dincolo de cele șase simțuri. Da, și că atât de tare te împuternicește încât ai acea pot să fac și să reușesc indiferent ce vreau, atâta timp cât acest lucru este spre binele meu. Da. Și eu cred că deja este rezolvat și făcut și mă comport ca și cum este în viața mea. Dar pe partea cealaltă a defectelor de la magician e chestia aia că atât de mult mă umplu de mine și de capacitățile mele că mă cred cel mai bun și accesez partea de magie neagră, cum ar veni. Binele nu mai este bine decât din perspectiva mea și a tot ce pot să obțin eu. Da, adică e ca și cum ți-ai accesa niște puteri de care poate înainte nu erai conștient și în loc să le alegi, să le folosești în scopul binelui, le transformi într-un scop personal și cumva egotic. Da, se duce în... Și de aici se accesează foarte repede acele capacități de umbră sau calități ale distrugătorului. Când efectiv ai o viață, o realitate și la un moment dat nu mai ai. Dar și ca distrugător, în acest arhetip ai puteri și magice, pentru că îți dai seama că anumite credințe cu care ai defilat toată viața nu-ți mai folosesc și le distrugi, le lași cu ușurință, nu-ți mai trebuie, te cuplezi la altele care ți-aduc beneficii. Da. Dar partea cealaltă, cuplându-te cu defectele din celelalte arhetipuri, poți să te autodistrugi. Adică, să zicem, ai o viață, o carieră împlinitoare și la un moment dat ai ajuns la faliment. Da. Cam atât de mult poți să te duci în jos și să poți să fii în faliment și eventual să locuiești mai pe stradă și să-ți placă acea postură. Și oricine ar veni către tine, tu să rămâi acolo pentru că îți place acea poziție. Ce interesant, nu m-aș fi gândit. Pentru, poate ai întâlnit persoane care vei către ei, vrei să-i ajuți cu chestii și acolo vreau să rămână. Și ei nu vor să fie ajutați. Da. Și atunci sunt chiar în acel arhetip. Da. În partea mai de puțin umbră. Plăcută, de umbră, cum spui. Da. Și a ne-a mai rămas interesant. Două. Și încă două. Două. Înțeleptul. Înțeleptul. Da. Deci înțelepciunea vine odată cu vârsta. Deci da, asta înseamnă că asta suntem după 49 vorbim. Cam deja, înțeleptul nu? Acesta este la 70 de ani încolo. Faza este că nu e nici sar. De-aia am zis la un moment dat să nu ne speriem de aceste numărători și adunări din 7 în 7 ani, că poți să-ți accesezi înțeleptul fără să fii la vârsta aia. Așa, cum putem face asta? Pentru că eu mă uit la fiul meu ca și exemplu, că eu pot să, la un moment dat mi se stricase ceva la mașină și el mi-a zis, uite, dacă trage aia și aia, vezi, poate merge. Și am zis, dar de unde știi? Am înțeles că ai mamă fizician, știi, ai niște și tatăl e constructor, da? Dar efectiv a venit natural și atât mi-a zis. Adică s-a accesat, s-a mufat la acel arhetip și a mers să mai dea. Și nu spun, nu că vreau să fac eu așa, dar chiar așa a fost cum a zis el. Arhetipurile astea le văd așa ca o sursă de cunoaștere universală. Da. Da, și te poți cupla la ele oricând și poți renunța oricând la ele. Doar efectiv să știi cadrul și instrumentul prin care îl faci. Și toate aceste calități și defecte au fost și în spate la strămoși. Mm-hmm. Și ultimul arhetip? Mai de important la înțelept este că el înțeleptul știe că știe, se bucură de care succes. Dar vede valoarea în ceilalți, se bucură și de succesul celorlalți și dacă vede că celălalt în fața lui este bun pe ceva, îi spune, îi apreciază valoarea. Asta e dar minunat, pe partea cealaltă, de a fi cu toți înțelept să apreciem omul care chiar face pe partea lucru. Cealaltă se duce invers, adică nu valorizează cei care sunt, cumva se autosabotează sau sabotează pe alții sau chiar duce manipularea la extreme din perspectiva acestei. Iar punctul culminant al arhetipurilor este arhetipul nebunului. Asta este ultimul arhetip, ultimul nebunului, ultimului, da. Că care am ajuns la înțelepciune, ne așteptăm să fim tot timpul zen, să fim lucrurile. Nebunul la e o graniță foarte fină, că între înțelepciune și nebunie. La granița fină e că poți să te duci efectiv în nebunie și faci anumite
treburi care nu se fac, cumva da. Nu prea îți mai pasă. Că oricum e valabilă la ambele, și la calități și la defecte, că te bucuri de viață și trăiești viața ca și cum azi e ultima și mâine nu mai este. Îți dai bucurii, plăceri, nu prea te interesează ce zice vecinul, vecina, ce are, cum are. Efectiv, trăiești. Da. Și cumva am uitat unul dintre ele, cu care mă joc eu acum să fiu împărăteasa regatului meu. Așa. În care efectiv când ai... Ai nevinovat, orfanul, războinicul, îngerul păzitor și am amantele activate, toate aceste arhetipi. Îți conduci împăratul, familia, regatul, realitatea, cum vrei tu, accesându-le. Știi să fii un bun domnitor, conducător, regină, ți-asculți supușii. Adică cumva e, per total se aplică la societate, știi? Și dacă știi care e rolul tău și tu ești în pătrățica ta regină... Da, sau zeiță. Fiecare cum îi place. Da. Lucrurile se așează într-o așa natură foarte faină se așează. Da. Important e și subliniez că nu e necesar să ajungi la 80 de ani, 70, ca să fii nebun sau înțelept, că poți să le accesezi și acum exact la tiparul care ești. Și asta se învață în timpul unui curs de constelații? Da, se poate face, se poate învăța. Sau o terapie. Exact, o ședință de terapie. Poți alege să fii îndrumat. Da. Care ar fi principalele beneficii ale unei ședințe de constelații familiale cu arhetipuri? Păi beneficiile acum le strângem din tot ce am zis. Da, le strângem din tot. Asta te-am lăsat să spui care sunt, să le înțelegem, să le asimilăm, să le integrăm în noi și după aceea cum le putem aplica în propriu zis. Cel mai mare beneficiu mie mi se pare că ai un grad de conștientizare foarte mare și un impact pe propria persoană. Și când încep transformările și îți dai voie să eliberezi, să lași în urmă acele bagaje, știi cum ar fi, a venit mama, bunica, ți-a dus o sacoșică cu, tu ai mai luat, ai mai dat-o mai departe și la un moment dat ai dea sacoșe, dar nu-ți mai folosește niciuna. Și când le lași jos, când constelația apare și această chestie, mă dor umerii, mă doare spatele, stau, pentru că sunt duse acolo. Da. Și ca și memorie emoțională, sunt și în structurile noastre, adică moștenirea neamului ne curge prin vene. Mi-e place maxim treaba asta, cum sună. Și te eliberezi. Ești mai ușoară. Normal că în timpul, sau nu, acum depinde de fiecare, că e cu descărcare în timpul unei constelații. Că îți vine să plângi pentru că ai plâns sau plângi ce n-a plâns. Întregul tău neam. Da. Așa este, am văzut foarte multe evenimente, să spunem așa, pe Facebook, cu câteva poze. Și în foarte multe poze oamenii se îmbrățișează și își dau voie să plângă. Și tot timpul m-am întrebat ce se întâmplă în spatele acelor eliberări. Îmbrățișarea vine și, de exemplu, când ești într-o constelație cu arhetipuri și e nevinovatul tău de la perioada 0-7 ani, e orfanul tău, e îngerul păzitor al tău, adică mama ta din tine, care a fost sau n-a fost mamă bună pentru copiii tăi interiori, când îți iei toate alea părțile din tine în brațe, efectiv ți le simți că ți intră în suflet, că vin părțile, îmi iau nevinovatul și îi dau încredere și îi zic ca să fiu cu tine, în orice experiență și cumva îți dai seama în contextul acela că pe el l-ai lăsat în urmă, că versiunea ta mică, încă e undeva aici în sufletezi și se uită prin ochii tăi, mamă, dar eu îmi doream când eram mică să mă duc cu bicicleta și nu am bicicleta acum că sunt adult și tot aștept să-mi o cumpere tata. Da. Asta e de la mine. Da. Mi-au promis că mi-a bicicletă, să învăț bine că o să-mi ia bicicletă. Și am învățat și am terminat și facultatea cu note așa și sunt așa. Dar copilul din mine tot așteaptă bicicleta de acolo. Și când am pus în constelația chestia asta, de fapt mi-am dat seama că nu adultul așteaptă. Că eu pot să mă duc să-mi cumpăr bicicletă, văd eu ce fac acolo, știu să fac. Da. Dar versiunea cea mică aștepta bicicleta. Și în constelație i-am dat-o, pentru că versiunea tatălui meu... Și-a dat voie să zică toate chestiile care nu mi le-a zis. Eu am spus toate chestiile care nu mi le-a zis și cum am avut tăria să-i spun ce m-a durut și cum m-a durut și ce am simțit. Și de aici vine descărcarea. Pentru că copilul, versiunea cea mică, atunci își dă cadrul, are în care, ok, aici e pentru mine, pot să plâng. Da. Și toți acolo din constelație, fiind cadrul restând, vin pentru asta, pentru că și ei la rândul lor, au aceleași emoții, aceleași traume, aceleași căutări. Chiar dacă într-o constelație ești pus, nu ești pilonul principal, pentru cel pentru care se face constelația, ci ești într-un anumit rol, are sens și pentru tine. De acolo observator. Ești de observator, dar rolul acela nu e întâmplător, este un rol fix. Ai fost pusă pe post de mama cuiva, să zicem, cu mama ai dereglat și tu. Foarte interesant.
chiar... Ești nevinovatul cuiva într-o constelație, da. Arhetipul nevinovatului sau versiunea copilului interior, la nevinovatul tău e necesar să te uiți. Mm-hmm. Și tu, chiar dacă e ca observație și dacă... Eu chiar am fost atentă și mi-am notat unde. Și au fost constelații în care eram numai fascinatoare, pentru că fascinatoarea mea, fiind foarte mult activată războinică, să supraviețuiesc, să merg mai departe, să înfrunt problema care aveam de sănătate, pe fascinatoare am cuiat într-un dulap și am aruncat și cheia. Da. Cumva să o găsesc. Da, n-am putut să mai ieși de acolo. Din da, și strol. Cumva acea parte a mea de feminitate, de a pune pasiunea în anumite lucruri, nu că fac lucrurile, sunt foarte determinată, pentru că am războinică în spate și mă ajută. Dar e acea parte care e magia aia, ca o pare o pui tu acolo așa, care știe lumea, adică din 100 de prăjituri, ficior nu știe care e a mea. Da. Pentru că are acea amprenta mea, a iubirii care i-am predat-o amprenta eu. Amprenta energetică, da. A mamei. Da. Din ce îmi dau eu seama, constelațiile acestea te ajută practic să vindeci bucățele de suflet, să-ți aduci sufletul din toate dimensiunile, poate unde da, ai mai fost înainte. E ca o recuperare a bucățelor de suflet și te face din nou să fii bine cu tine, să fii acel întreg, poate. Da, este și asta, dar este și de accentuat și altă... Tu pui în constelație mama, tata, tu ce rezolvi pentru tine și îți dai voie să eliberezi, da. Să le transformi în lumină, în iubire, în condiționat, în ce vrei tu, le faci în primul rând pentru tine, dar se reflectă ca și la fizică, ai aruncat o pietricică în apă, undele de mici, mari, 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 ajung și acolo de unde a venit sursa problemelor tale. Da. Și cumva acest echilibru, această armonie dintre părinți, pentru că tu cu ochii de copil ai văzut într-un fel acțiunile care s-au întâmplat în familia ta, cu ochii tăi. Cu și, vârsta de atunci, da, că ulterior înțeles le poți înțelege diferit. Da, le poți înțelege diferit, le înțelegi, dar de simțit rămân cum le-ai simțit atunci. Oricât te explica, ți se va da mintea, pentru că mintea te va duce tot timpul într-un context în care ea știe, a învățat, i s-a arătat. De-aia vine multe chestii frica. Mi-e frică să fac, pentru că mintea, ok, n-avem, nu știm cu ce se mănâncă, ce te-ai făcut, rămâi aici că ești în siguranță, că ăsta e rolul da. Minții. Să avem manualul de instrucțiuni să dar trecem. Dar dacă și tu muți, mi-e îmi place că le zic copilul, uite, dacă tu muți un pic granița mai încolo, cu un milimetru, doi, trei, ce vrei tu, mintea știe, ok, ne-am schimbat teritoriul, atât e limita și ne dăm voie să mergem mai da. Departe. Adică cumva pentru mine este dublu beneficiu, triplu beneficiu. Pentru că faci pace aici în prezent și așează și se reconfigurează realitatea ta, se reconfigurează, transformă și a celor din spatele tău, gen părinți sau care mai ai, sunt în viață și în contact direct și vezi efectiv transformările și se duce și la cei care nu mai sunt decât ca spirit, dar moștenirea lor, experiențele lor ți-au ajuns și la tine. Și cumva dând ce ai luat în spate ca și Moș Crăciun înapoi și dându-ți voie să accesezi toată, eu așa văd arbore ca o cutie mare, ca în povești, cu galben, cu bai, brățări acolo și tu îți alegi efectiv acea care o dorești. Alea care n-au niciun sens pentru tine, le lași acolo și nu e de condamnat și nu te ceartă nimeni și nu se întâmplă nimeni. Nici nimic nu se întâmplă nimănui dacă faci asta. Da. E ca acea tăviță din care la un an da. De zile, când faci un an, da. Părinții îți pun în față tot felul de lucruri și tu alegi. Da, dar de fapt acolo, în fel deși intră în categoria urzirea viitorului, că eu zic că ai făurește-ți visele sau visurile, de fapt îți alegi. Dacă cumva notezi și vezi în viața copilului tău, acele elemente se regăsesc. Deci copilul meu a ales așa, mașină de curse, de la pe masă, cel nimic mic. Întâmplător, că da. Știu că discutam înainte, că îi place ceva muzică. Ceva, un pian sau nu știu ce și foarte de mic dacă îi pui muzică propice vârstei lui nu, dacă îi pus de-asta house chestii, acolo știi, n-are. Și efectiv s-au pliat cumva cu el, pentru el până acum, în fine, are 6 ani, deci mai are timp. Mulțumim. Dar elementele astea de curse, de mașini, de așa, sunt de acolo pentru el. Da. Am înțeles că prin aceste arhetipuri, constelații cu arhetipuri, pot să-ți potențezi anumite calități. Cum se face asta? Păi efectiv vezi din toate cele care nu-ți mai folosesc, nu sau... mai vreau să fac sau să fiu într-un anumit fel și ce vreau să pun lângă. Da, sau poți alege să-ți diminuezi acele defecte, da, nu? Da, poți să... și diminuarea asta vine sau renunțarea în
în energetic și vibrațional se face instant. Da. În 3D, aici la noi, pe bucata noastră, e un pic mai diferit. Pentru că informația vine, dar structurile fizice nu au informațiile necesare. Da. Și ca și cum vreau plăcintă cu mere, nu am mere, nu am nimic, ce fac, mă duc la market, le iau, fac, le curăț, iau rețeta, am de făcut un proces. Transformarea implică și implementarea prin acțiune. E necesar să fac niște schimbări în realitatea mea. Da, și trebuie să te și învețe cineva cum să-ți activezi acele arhetipuri care să te ajute pe viitor. Important, vine primul pas, este conștientizarea chestiilor care nu le mai vreau, ce vreau să rămână, ce vreau să amplific și să știu și să am convingerea și credința că le pot lua indiferent dacă le-am văzut în familia mea. Pentru că cei din spatele meu, strămoșii mei, ca zic, cumva eu așa îmi imaginez, armate întregi în spate, aripi, cât mai multe. Da. Sunt acolo să mă susțină și am și îmi dau voie să am binecuvântarea lor de a-mi trăi viața pe bunul plac și să merg pe cele mai înalte culme ale succesului, dacă eu vreau asta, pentru că ei au toate instrumentele de care am nevoie și doar alege una, alege ce vrei. Mi se pare o concluzie minunată la tot ceea ce am vorbit până acum și te felicit, Anca. Mulțumesc. Pentru tot ceea ce faci. Se vede că ești foarte dedicată acestui proiect al constelațiilor familiale cu arhetipuri și eu știu că în curând, poate chiar mâine, urmează să susții la Bacău un workshop pe această temă de constelații și human design, dacă am înțeles corect. Și vreau să ne dai mai multe detalii și cum se pot înscrie oamenii care ar vrea să participe la acest eveniment al tău. Acest eveniment va avea loc în Bacău, chiar în weekendul acesta, pe 14-15 octombrie. Înscrierile se fac pe Facebook, acolo este și postat oficial evenimentul. Mă găsiți după oamenii? Numele meu minunat, Anca Elena Alecu, ca să fie simplu. Anca pentru Elena toată. Alecu pe Facebook. Nu ai aparat făcut o pagină profesională sau un site? Deocamdată direct pe profilul tău personal. Până la urmă, eu ajung la... sunt necesare aceste instrumente, dar la un moment dat atât te împiedici în chestii, trebuie să am site, trebuie să fac aia, trebuie să mai fac un curs. Și de fapt, acele instrumente care poți să le duci în... ca să le duci ca contribuții și să le duci în lume mai departe, le lași în umbră, pentru că vrei să bifezi chestii de astea care sunt necesare să fii văzută în societate. Așa că, mai bine la treabă, facem acolo. Va veni și timpul acela așa în care o să fie toate aceste oficiale și vorba aia să facă site-ul pentru mine chestii și eu altele să mă ocup. Așa este. Toate vin la momentul cel mai potrivit nouă. Așa că la evenimentul acesta e o corelare dintre două tehnici, human design și constelațiile. Din human design sunt anumite informații pe care poți să le iei sau le duci mai departe, pe care eu, în funcție de ce analiză facem împreună, pe ce subiect vrea să rezolve, să transforme persoana, le pun în constelații. Da. Și cumva din două tehnici este mai multă claritate, mai mult impact și mai multe chestii așa de luat acasă și pot să am de schimbat asta și cum aș vrea să fiu, atâta timp că eu deja am, din constelație am transformat și am eliberat niște chestii care nu vreau să le mai duc mai departe, pe care credeam că le am de la mama, de la tata. Adică nu mai am niciun motiv de a acționa către ceea ce îmi doresc. Nu mai pot da vina pe nimeni pentru că deja am eliberat și am lăsat și am predat înapoi din iubire ce am luat. Deci, minunat. Efectiv este asumarea propriei vieți și de a acționa conform misiunii pe care ți-o alegi fiecare în parte. Felicitări, Anca! Mulțumesc! Îți urez mult succes la cursul de mâine. Deci cei care vor să se înscrie să nu ezite să ia legătura cu tine direct pe pagina de Facebook. Este un eveniment cu prezență fizică sau pot participa oamenii și online? Acest eveniment este cu prezență fizică, însă vor urma și luna viitoare cu prezență online și mai ales pe aceste aspecte de feminitate, ca să activăm femeile, împărăteasa, regina, zeița, exact, să-și activeze aceste arhetipuri care o fac să fie magică în lume. Să trăiască în esență feminină, așa cum suntem. Pentru că și-au ales, bine. Fiecare ne-am ales să fim în corp de femeie și da. Avem atâtea abilități și hai să le ducem așa în lume. Deci proiectele viitoare ale Ancăi Elena Alecu sunt aceste cursuri care le ține atât fizic cât și online, atât în Bacău cât și în mai multe zone, cred că din țară. Ne plimbăm, ne jucăm. Că ce ți-ai mai dori altceva pentru tine? Ce ți-ai mai dori să mai faci altceva pe viitor? Pentru mine e tot timpul îmi găsesc de făcut. Da, ca și adică proiecte ajuns, profesionale. Mi-am dat voie să mă bucur în această perioadă de toate aceste elemente care le-am învățat până acum. Și tatăl meu avea o vorbă
Că eu tot îmi doream să mai fac și facultatea aia, am făcut-o și aia. Și el mi-a zis, da, tu vrei chiar toată viața să scrii student pe cartea aia de munca ta? Da. Și cumva am zis că îmi doresc pentru mine ca tot ceea ce știu să dau lumii și transformarea care a avut-o în viața mea. Și în fine, n-am intrat noi foarte în detaliu, dar am o călătorie interesantă. Am și început așa să scriu carte despre asta, pentru că am ajuns la concluzia că va aduce multe wow-uri în viața altora. Minunat! Așa. Deci urmează o carte. Da, urmează o autor, carte. Autor Anca Elena Alecu. Da, și gardienii copiii ăștia mei. De-abia o așteptăm să Și apar. Ulterior îmi place să abilitățile care le am, până acum să mi le upgradez, să mă aduc plusuri, să aduc... Și să ajuți oamenii prin tot ceea ce Nu știu dacă am precizat, copiii mei fac sporturi și cumva vreau să specializez și această parte, să am instrumente în care în anumite situații din competiții, de emoții, de accidentări, să am instrumentele pe care am potrivite să-l ajut. Da, să poți să-l acolo, vindeci. Pentru că să-i dau șansa de a, dacă tot este în competiția aceea, că oricum este pe plus că este acolo, mm-hmm. indiferent că e fetița sau e băiatul, dar să-i dau toate abilitățile ca și părinte să-l îndrum, să meargă pe drumul lui. Că până la urmă eu asta cred, ca și părinți avem rolul de a le șlefui aripile și să-i învățăm să zboare. Și ce noi între timp când spus. Au zburat, să avem o viață de care să ne bucurăm. Nu după ce copiii au plecat la facultate, cumva și aici începe această căutare, că a plecat copilul sau nu știu unde, prima dată pleacă o perioadă mai lungă de timp și îmi dau seama că eu fără copil nu am viață și atunci încep căutările. Da, asta e o altă poveste. La acele arhetipuri și văd ce am de vindecat de mă simt abandonat. Da, exact. Fascinant. Anca, dacă ar fi, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, dacă vrei să împărtășești, să lași un mesaj pentru cei de acasă, care ar fi acesta? Care ai alege să fie? Mesajul care ar fi un mesaj de genul ăsta, că fiecare în viața lui este magician. Și ai o baghetă în buzunar pe care o poți activa oricând să-ți transformi realitatea în tot ceea ce îți dorești. Și atât adică nu renunți la tine și tu crezi în tine, se va împlini. Ce frumos ai spus, să fim magicienii propriei noastre vieți. Da. Cred că nu se putea o concluzie mai frumoasă. Mie îmi place foarte mult cum zice băiețelul meu, cum prin asta, zai, pleci la Iași, da, te duci și faci treburi de aia de tirapiut. Da. Da, e foarte frumos de magician, ca... magician, adică. Da, e foarte frumos ca copiii noștri sau cei dragi nouă din familie să ne vadă făcând lucruri și să, având validarea lui, nu-i neapărat... că am nevoie de validare externă, dar e încă o validare pentru ce validare mi-am dat eu. Da, extraordinar. Anca, a fost o plăcere să te-am invitat astăzi în cadrul emisiunii. Te mai așteptăm oricând, cu mare dragă, la Iași și la Terra Nova TV. Îți urez mult succes în toate proiectele tale și să auzim numai de bine și de-abia așteptăm să auzim când apare acea carte frumoasă pe care vrei tu să o lansezi. Da. Promitem că o să vii după lansarea cărții și o să ne împărtășești cum a fost drag. La noi la emisiune. Drag, aici. Succes în toate. Mulțumesc încă o dată. Dragii noștri, vă mulțumim pentru că ați rămas alături de noi până la finalul acestei emisiuni. Astăzi am aflat cu toții care sunt cele 12 constelații familiale cu arhetipuri, care sunt arhetipurile din constelații familiale și cred că ne-a prins bine fiecăruia dintre noi. Și nu uitați mesajul spus de către Anca, dați-vă voie să fiți magicienii propriei voastre vieți. Până data viitoare, vă doresc o seară minunată!